dacă nu ai bani să sterilizezi câinele, îți achit eu toate cheltuielile cu sterilizare. Până la 1 septembrie voi plăti toate sterilizările de pe raza județului Suceava. Ca ei zilnic să nasc mii de pui care sunt aruncați în saci la marginea drumurilor. Presupun că știți și viitorii așteaptă pe amărițești. Iarna în gheață, vara stopesc. Foame, sete, bătaie. Acum întrebare, ce vină au ei pentru că s-au născut? Sunt și foarte mulți câini în zona rurală, iar oamenii de la țară nu au rețele sociale, așa că ne ajuți foarte, foarte mult dacă îi anunți și le explici că nu-i costă niciun cent ca să sterilizeze animalele. Avem nevoie de un minim efort din partea dumneavoastră. Nu ți-a mai mult de o oră ca să-ți duci câinele la veterinar. Acum te întreb, merită o oră din viața ta ca să curim pentru ani de zile suferința lor? Iată cum funcționează campania. Zilnic poți să vii cu cățelul la doctorii veterinari parteneri cu care avem contracte. Deci zi de zi, atenție, zi de zi, trebuie doar să te înregistrezi telefonic. Și încă ceva foarte important. Sâmbătă vom organiza un maraton de sterilizări. Anunțe și pe ceilalți. Împreună cu Casa lui Patrocle, noi ne punem pe treabă și să știți că nu e o muncă deloc ușoară. Este foarte complicat. Avem mare nevoie de ajutorul vostru. Nu trebuie să faceți nimic decât să anunțați pe ceilalți că pot să-și ducă la veterinar căței sau să veniți voi cu căței. Este gratuit. Acum nu mai există nicio scuză. Iubitorii de animale chiar ar trebui să demonstreze că le iubesc. Mulțumim și Doamne ajută! Spune mulțumesc! Hai, spune acolo! Hai, 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 hai! Au spus mulțumesc! Adăposturile sunt arhipline, fraților, arhipline!